Bună ziua, dragi prieteni, și bun găsit la o nouă emisiune De ce citim? Așa cum am promis încă de la începutul acestui nou sezon de emisiuni, în fiecare săptămână vom avea un invitat diferit pe o problematică diferită, împletind atât teme din literatura română, cât și teme din psihologie. N-am făcut niciodată un secret din pasiunea mea pentru psihologie, pentru descoperirea problemelor sufletești și pentru găsirea unor soluții pentru rezolvarea acestora. De aceea am zis că ar fi bine ca din când în când aceste două teme, literatura care și ea are o valență terapeutică, cât și psihologia, și iată, uneori mergem și mai adânc în tainele sufletului, înspre psihiatrie. Sunt domenii atât de importante pe care uneori le privim fie cu prejudecată, fie doar având informații așa câteva generale. Astăzi o să vorbim despre depresie și despre amănunte legate de această boală, aș spune, a secolului, a noului secol. Astfel încât am chemat un specialist de primă mână, pe doamna profesor Simona Trifu, este medic primar psihiatru, conferențiar universitar la UMF Carol Davila și la Facultatea de Psihologie din cadrul Universității București. Este de asemenea doamna Trifu, membru direct al Asociației Internaționale de Psianaliză. Îi spun bun venit la emisiune și mă bucur să o revăd. Bine v-am găsit și mulțumesc din suflet pentru invitație. Doamna profesor, astăzi am pus un titlu, o temă așa pe care poate ar fi bine să o explicăm, depresia de la stare la boală. Dacă doriți și puteți să ne dați câteva detalii ca unor muritori de rând, să zic, pentru că vorbim la termenul general de depresie, dar zicem cu tare are depresie. Nu știu, cineva ne grăbim să spunem l-a stropit autobuzul când stătea în stație, băi, m-a băgat în depresie. Nu știu cine nu atinge un obiectiv școlar, am depresie. E depresia chiar așa, circulă pe lângă noi sau e de fapt ceva mult mai grav? Poate că e chiar binevenit să începem cu această definiție, fiindcă, într-adevăr, termenul de depresie este foarte mult folosit și, la un moment dat, apropo de propunerea de a face legătura cu literatura, știm toți un areal terminologic foarte bogat, deprimare, tristețe, stare sufletească de rău și așa mai departe. Și atunci fiecare om își pune problema unde se termină tot acest areal, că nu cred că e om să nu fi trăit în viața lui câteva ore de deprimare, de stare sufletească proastă și unde începe depresia, considerând prin depresie apanajul unei tulburări. Din punct de vedere corect al terminologiei științifice, noi avem ceea ce se numește dispoziție. Termenul de dispoziție îl știe toată lumea, el reprezintă starea noastră de fond, starea noastră afectivă. Și nu înseamnă cum empiric sau în literatură te-ai gândi, vin eu acum și spun, am o dispoziție proastă. Asta poate să aibă oricine, câteva zile, ai avut un necaz, câteva ore. Dacă această stare sufletească a mea de fond, numită dispoziție, se prăbușește, atunci vorbim de o depresie. Mai sunt niște criterii și anume, ea trebuie să reprezinte o schimbare semnificativă pentru cum sunt eu. Adică fie vin eu la specialist și spun, știți, ceva e în neregulă cu mine, starea mea dispozițională de fond s-a schimbat, s-a prăbușit. Sau, poate eu nu-mi dau seama, dar cei apropiați mie mă fac atent la faptul, știi, e ceva în neregulă cu tine, tu nu erai așa. Deci, dispoziția trebuie, ca să vorbim de depresie, modificarea ei trebuie să dureze cel puțin 2 săptămâni și să reprezintă o schimbare semnificativă, sesizată de mine însumi sau sesizată de celălalt. Orice alt, și atunci mă adresez specialistului.
Dar orice altă trăire emoțională, mă simt rău, am avut un necaz, mi s-a întâmplat la serviciu personal, vreau să discut, nu vreau să discut, sunt întors pe dos, corect este, sunt alte termeni, sunt tristă, sunt deprimată, are la alt terminologic, probabil un pic a migrat termenul de depresie, a migrat spre aceste problematici și o să continui un pic după întrebarea. Asta voiam să și întreb, dar practic ești schimbat față de cum erai, adică asta o poți sesiza și tu în sus și zici, băi, parcă mă simt mai trist și chestia asta nu-mi trece, n-a fost doar o stare de moment sau o oră sau așa, deci sunt și mâine la fel și poi mâine și răspăr mâine. Da. Și în mod normal ce ar trebui să, adică nu sărim direct la, băi, ce soluție ar fi, dar ce ar trebui să facem în momentul ăla? Oamenii prima dată pornesc de la niște credințe populare, laice, pe care cred că le știm cu toții. Și mai ales noi românii avem un model din ăsta mai balcanic și stoic. Noi trebuie să rezistăm, nu te duci la doctor decât când nu mai poți, nu ce pentru orice stare proastă te duci. Că bunicii noștri... Da, exact. Și când te necazuri, a avut și bunica, așa a trecut. Mi-aș dori mult ca cei care sunt alături de noi astăzi să rămână cu această idee că dacă vorbim de o depresie, omul și-a epuizat resursele. Nimeni nu se duce la un specialist, adică întâi omul încearcă soluții laice, un prieten, citește, meditează, ascultă, vorbește cu cei dragi, se destăinuie, unii oameni sunt credincioși, se duc la biserică și când a ajuns să ceară ajutorul unui specialist, el deja și-a epuizat cercul de prieteni, adică ai spune unui astfel de om, nu, mai stai că tu poți, ai resurse, este o greșeală, pentru că omul deja nu mai poate. Dacă putea, nu mai ajungea. Acum, când te duci la specialist, noi specialiștii clasificăm așa, mă rog, basic, depresie ușoară, depresie moderată, depresie severă și depresie care se complică prin fenomene psihotice, fie că așa a fost să fie, fie că n-a fost depistată la timp. Mulți oameni acum apelează la un psiholog, lucru cu care eu sunt absolut de acord, adică este o versiune intermediară, omul nu știe pe unde se situează, există mulți psihologi clinicieni care au teste, instrumente dezvoltate pentru a vedea nivelul de depresie. Și acum, să zicem, am putea să fim în primele două situații, depresie ușoară sau depresie moderată. Și omul se poate duce fie la psiholog, fie la psihiatru, în funcție de deschidere, de orientare, de familia care este lângă el, de concepție personală. Eu consider că orice specialist psih, indiferent din ce domeniu provine, vorbim de profesioniști, au capacitatea de a evalua nivelul depresiei. Și atunci, dacă ne oprim la aceste două, nu mergem la treptele superioare, sunt niște interviuri preliminare în care specialistul îl cunoaște pe client și contează foarte mult și dorința pacientului, în sensul că sunt oameni care vor să meargă pe modelul acesta stoic, știți, am încredere în dumneavoastră în psihoterapie, am citit, știu că psihoterapie e mai multe forme, povestiți-mi, eu nu vreau medicamente. Eu consider că un specialist care evaluează corect ar trebui să țină cont și de dorința pacientului și atunci să-i spună, ok, putem încerca, cum doriți dumneavoastră, o ședință, două, cinci. Dacă eu voi fi în situația să văd că nu există îmbunătățiri, am rugămintea de a mă asculta și de a vă îndrepta către psihiatru pentru a nu se întâmpla ceva. Paradoxal, am fost confruntată și cu situația inversă. În sensul că să-mi vină oameni la care mie mi-era clar că aș putea să lucrez în terapie, sigur, nu în 4 săptămâni, dar poate în 12, poate în 6 luni, și care să-mi spună, știți, eu nu-mi permit acest interval de timp, înțeleg cum funcționează psihoterapia, înțeleg, eu
peste 3 zile dau concurs pentru avansare și vă implor cel mai bun medicament aici și acum să mă tuneze, să-mi dea spike-ul ăla de fericire. Acesta este motivul pentru care, cumva, în societatea americană, limitarea antidepresivelor a ajuns, să zic oarecum, cam la antibiotice, în sensul că să nu se facă prea mult, adică să mergem întâi la psiholog, depresia ușoară, chiar și moderată, se încearcă abordare prin CBT sau prin altă tehnică de psihoterapie, fiindcă oameni cu dispoziție normală, deci nu mai jos, apelează la antidepresive din vari motive. Acum, mai repede, trebuie să fac un salt profesional și să mă tunez. Eu am adus în discuție subiectul pentru tineri, fiindcă sunt foarte mulți tineri cu facultăți grele, nu vreau să le numesc, dar toată lumea știe care sunt facultățile grele de la noi, care oricând ar apela la un medicament, ca să știe că ia 10 pe linie sau că trece examenul sau că... Și asta este un pericol. Da, cumva ei le iau ca să prevină, sau există situația asta, băi, iau antidepresive ca să previn, că uite, am eu o stare mai proastă și așa, există și situația asta, să previn o depresie sau o stare agravare. Dacă un specialist evaluează, și aici aș insista foarte mult nu pe autoevaluare, nici pentru mine însă, nu știu, eu student la psihologie și am citit ce am învățat, heteroevaluarea, un ochi văzut din afară contează extraordinar de mult. Nu aș încuraja, știu că este o tendință în rândul psihologilor, al rezidenților, să se autoanalizeze, le place, asta e frumos, dar până la gestul terapeutic. Și adică... nu ne jucăm cu depresia, presupun că mă autoevaluez eu așa într-o stare emoțională, e una, dar cred că asta ar trebui să conștientizăm că e mult mai serios, mult mai serioasă problematica asta a depresiei. Adică dumneavoastră sunteți și psihoterapeut și sunteți și psihiatru, deci practic e un avantaj din start pentru cine vine la dumneavoastră în cabinet, că știți exact, adică cum se spune în popor, vă dați seama după primele discuții că e doar o problemă emoțională sau una de care de mai fapt, gravă. De fapt, eu consider pentru începutul unei relații, alianțe terapeutice, că va fi farmacologică sau terapeutică, acesta este cel mai important lucru. Dacă, Doamne ferește, au existat de-a lungul vremii situații nefericite profesionale, ele au existat de la o fracțiune de secundă în care îți scapă ceva. Această evaluare, repet, psihiatrul e limitat, trebuie să facă repede, în 20 de minute, 30 de minute, cât plătește casa de asigurări, să dea rețeta, să pună diagnosticul. În schimb, psihologul are 45 de minute, are posibilitatea mai multor întâlniri preliminare, al unui instrument psihodiagnostice în care, mă rog, oamenii cred, nu cred, dar cumva după aia se discută cu clientul, uite, aici au ieșit astea, hai să stăm de vorbă. Iar un specialist autentic are la dispoziție propriul contratransfer. Pentru mine, acesta este instrumentul redutabil și care face diferența unui profesionist de excepție. Asta înseamnă eu, care sunt format în propriile mele analize personale, didactice, de formare și am 10.000 de cazuri, 50 de cazuri, 40.000 de cazuri. Cu fiecare caz eu m-am format, m-am îmbogățit, astfel încât când omul stă de vorbă cu mine, eu folosesc sufletul meu, ceea ce simt, ceea ce pacientul îmi transmite. Bineînțeles, sunt atentă la faptul că ceea ce simt vine din pacient, adică nu sunt propriile mele frământări sau preocupări de moment. Și atunci folosesc foarte mult acest contratransfer pentru a-mi da seama pe unde mă situez. E o depresie moderată? Riscăm să mergem pe dorința pacientului fără tratament? Cât riscăm? 3 zile și facem o reevaluare? 3 săptămâni și poate lucrurile o iau în sus? Sau sunt în situația să-i spun, îmi pare rău, eu simt, știu, trebuie să mă credeți, nu cred că dumneavoastră puteți ieși din acest episod fără medicație.
Dacă este vorba de o depresie de intensitate majoră, personal nu aș încuraja pe cineva să rabde. Uneori am și această expresie pe care încerc să le spun clienților pentru a-i convinge că nu înțeleg de ce ar fi nevoie, să zicem, de 2 luni sau de 4 luni de suferință ca să traversezi un episod depresiv de unul singur, să-ți arăți că poți, când există totuși sprijin farmacologic pentru orice altă problemă cardiacă, renală, hepatică, în care într-o săptămână, în 2 săptămâni, medicația antidepresivă de ultimă generație este de elită, adică intră în acțiune imediat, are eficacitate, potență, reacții adverse minime, dacă ele apar, se discută, se schimbă. Medicația trebuie întreținută și sprijinită de un proces terapeutic, nu? Adică m-am dus, încep să iau medicamente, înseamnă că situația e foarte serioasă și continuu să am ședințe de terapie. Da, aceasta ar fi varianta ideală, care, mă rog, specialiștii noștri tineri o cunosc sau încă din facultate li se inseră această gândire. Sigur, eu sunt și psihiatră și psihoterapeut, însă maniera ideală este să nu fie făcute lucrurile de aceeași persoană. Adică pacientul mi s-a adresat mie, eu așa a fost să fie, am intrat în poziția de psihiatru, am acordat o schemă de tratament. Ideal este să văd pacientul, clientul, o dată pe lună. La început, până se potrivesc dozele, dacă omul are angoasă, e mai răspuns la un mesaj, te mai sună, mai vine la o întâlnire. După care îi recomand pe altcineva și discut inclusiv, dorește o psihoterapie de scurtă durată, CBT, centrată pe simptome, dorește o restructurare de profunzime, să funcționeze pe alte mecanisme de apărare care să-l ajute să nu ajungă în această situație. Și atunci se merge în formula aceasta duală. Eu am preluat din ștal schema în conformitate cu care, când am atins cea mai bună stare de bine cu medicație, o mențin 2 luni. Aici trebuie bine explicat pacientului de ce. Și anume că există riscul recăderii. Omul se bucură, wow, cât de bine mi-e, și îl întrerupe după o săptămână și recăderea e ca la hepatită, adică nu e un nou episod, este același episod în care cineva Practică ei de recade. la capăt Da. cumva. Și asta sunt, în fine, trebuie să explici, să ai timp să explici omului la nivelul lui de înțelegere, în cuvinte mai sofisticate sau mai simple să înțeleagă, fiindcă recăderile necesită timp mai lung, doze mai mari, riscul să se mai repete. Și atunci, corect, corect este, am atins cel mai bine stare de bine, omul spune, da, domnule, sunt ca înainte, mulțumesc frumos. El menține acea doză cam 2 luni, după care cu 20% la 2 luni scazi puțin câte puțin doza. Sigur, contează și să jonglezi cu acest concept modern de stres diateză. Adică, tu ai cunoscut foarte bine pacientul și diateza înseamnă cumva întreaga cutie simbolică de cutia Pandorei cu care cineva vine într-o terapie. Ereditatea, antecedentele hereditocolaterale pentru tulburări și suferințe sufletești, pentru alte probleme, violențe în familie, abuz, traume din copilărie, pierderi sau pierderi mai recente, că nu se termină viața noastră nici la 13 ani, nici la 18. Omul vine cu această cutie a Pandorei, pe care noi o numim diateză, peste care vine stresul sau trigger-ul. Stresul este un cuvânt cunoscut pentru E, toată lumea. da, prezent în viața noastră de zi cu zi și din punct de vedere semantic și ca stare.
Exact, dar în această ecuație psihiatrică, stresul este, dacă vreți, picătura care umplu paharul. Adică eu vin și spun, ieri am fost dat afară de la serviciu, ieri am aflat că soțul meu nu mă mai dorește, că eu care știam că, mă rog, copilul meu e bun la facultate, aflu acum că de 2 ani nici nu mai frecventează facultatea. E horror, adică, e un sincer, șoc. Este... Sigur că evenimentele, am dat, să zicem, niște exemple uzuale sau, mă rog, în societatea în care trăim, Doamne ferește, se poate întâmpla oricui. Evenimentul e exterior mie, adică îi spune că e reactiv, este exogen, e în afara mea și eu am făcut o depresie reactivă, adică eu, depresia mea e reacție la necazul pe care l-am pățit. Dar, în același timp, vulnerabilitatea sau sensibilitatea, tragedia, dimensiunea psihologică pe care eu o dau, ține de forța mea psihică, de mecanismele mele de apărare, de cât de solid e eu-ul meu ca să integreze rapid. În principiu, astea sunt lucruri teoretice, că nu prea cred eu că cineva interiorizează rapid și bine, sau, mă rog, o face, dar cu un cost. Și atunci, astfel de evenimente, noi le numim trigger, adică ce a umplut paharul factorul, ca omul să facă o depresie. Când cineva vine la mine, gândirea mea, că sunt psiholog sau că sunt psihiatru, eu trebuie să am mereu în minte acest model, ca să știu cât este diateză, că în 5 întâlniri omul o să-mi povestească toată viața lui, dacă acest necaz că a fost abandonat a X oară de soț, de copil, mă rog, abandonuri simbolice, că și să se lase copilul de facultate, până la urmă e tot un abandon simbolic a ceva investit. Dacă se suprapune peste alte abandonuri, cum am știut eu ca pacient să traversez abandonurile din viața mea? Și atunci o să mă deplasez în gândirea și în abordarea omului respectiv spre partea psihologică, reactivă, spre traumele din trecut, spre abandon, și o să consider, nu știu, zic și eu acum generic, trauma e 50% sau e 70% în ecuația lui, că dacă nu i se întâmpla necazul, nu ajungea la specialist, sau sunt alte cazuri în care necazurile sunt extrem de mici, triggerele, adică nici nu-ți vine să crezi, nici nu te poți gândi la ele, și atunci diateza e foarte mare. Ca să mă fac înțeles, o să dau un exemplu banal din psihiatrie. O doamnă care avea o tulburare depresivă recurentă, o doamnă în vârstă, bunică, avusese 7 episoade, internări, tratament între episoade, foarte bine văzută și urmărită. Vine acasă și nepoțelul mic se supără și zice, ce faci, mama, ai pus geanta asta în drum, nu vezi că nu poți să trec de ea? Și copilul mai iritabil. E, acest trigger pe care nimeni nu l-ar lua în serios, e ca o glumă într-o familie, sau i-ar spune copilului două vorbe, ia vezi cum vorbești cu mama aia că nu-i frumos, pentru doamna respectivă a devenit un trigger, astfel încât a necesitat din nou consulta psihiatru, ideea de a se interna, revizuirea schemei terapeutice, pentru că fragilizată fiind de atât de multe episoade, un trigger la care, repet, nu te-ai gândi, scade foarte mult sensibilitatea unui nou episod depresiv. Și atunci trebuie gândit foarte bine cât e trigger, că ăsta nu e un stres semnificativ. Deci aici trebuie să lucrăm altfel, trebuie să lucrăm pe dinamica psihiatrică și pe potențialul endogen al celui în cauză. Da, și practic fiecare caz e particular. Pornim de aici că un om are sensibilitatea lui mai mare, altul e mai rezistent, dar cumva depresia sau trecerea prin experiența asta a unui episod depresiv, și aici o să vă rog să vă referiți așa cât se poate pe scurt și la perioada asta a pandemiei, că s-a tot discutat că după pandemie sau în pandemie foarte mulți oameni s-au îmbolnăvit sau au ajuns să aibă stare de depresie. Practic, ce se întâmplă? Te transformă ca om? Chiar și dacă o depășești, tu tot rămâi cumva cu niște
sensibilități, așa, adică ești mai fragil după ce ai trecut, chiar dacă ai, să zicem, mai traversat cu bine și ai făcut tot ce trebuia? Asta este într-adevăr o întrebare pertinentă. În principiu, dacă tu ai făcut tot ce trebuia, adică te-ai dus la psihiatru, ai urmărit schema care ți-a fost dată, ai făcut scăderile treptat, în principiu între 6 luni și un an. Sigur, nu cu aceleași doze, ele se tot scad, dar ca tratament de întreținere și se merge pe varianta mai scurtă sau mai lungă în funcție cu cât e mai reactivă depresia. Mergem pe varianta mai scurtă de tratament și întărirea rezultatelor prin terapie, cu cât este mai lungă, adică endogenă și cu ereditate defectuoasă și vulnerabilitate, cu atât mergem mai mult pe depresie. Ideal ar fi ca dacă omul respectă toți acești pași, să nu rămână ca la orice altă tulburare. Asta este idealul psihiatriei și idealul psihoterapiei. Să nu rămână cu nimic. Din punct de vedere, acum ne referim doar la psihoterapie, fiindcă aceasta este o sarcină a psihoterapeutului. Un episod depresiv trebuie integrat în ființa mea. Așa cum oricui este greu să afle că are o boală gen lupus, că are o tulburare cardiacă, că trebuie să ia tratament pentru insuficiență renală cronică, și traversarea unui episod depresiv determină și ceea ce se numește o depresie psihologică, adică dubla depresie. Pe de-o parte, eu am făcut o depresie în sensul psihiatric, endogen, iau tratament, și mama a fost depresivă și în al doilea rând eu dezvolt o reacție, dar de ce mi s-a întâmplat mie asta? Da, eu care am muncit, am făcut, n-am fazele acelea de revoltă. Și atunci rolul psihologului este să metabolizeze în noua personalitate, restructurarea personalității, inclusiv acest nou episod și traversarea lui. Dacă acest lucru se face reușit, ar trebui ca cel în cauză să nu rămână cu nimic. Sigur, până la urmă, oricine poate să facă o recădere, și cineva care a mai avut un episod depresiv acum 3 ani și cineva care nu a avut niciun episod, până astăzi a fost un om normal și în următoarele zile trece prin niște evenimente care îl bulversează și oricând poți să faci un episod. Da, dacă ai avut un episod, riscul este puțin mai mare și tu trebuie să fii informat asupra lui, dar nu l-aș lua atât de tragic. Și dacă te întorci în mediul care a declanșat depresia, ce ar fi de făcut? De exemplu, cineva are un episod depresiv sau pornește, e factorul declanșator mediu, nebunie, viața de familie și așa mai departe, face ce trebuie, dar după ce tot scade dozele și urmează toți pașii, se întoarce tot acolo și problemele revin. Adică nu e un cerc vicios, cumva. Da, și aceasta este o întrebare foarte bună, pentru că până la urmă aduce în discuție conceptul de etică și de deontologie, adică de unde până unde eu, ca specialist, am dreptul să dau sfaturi. În principiu, singurele sfaturi pe care le dau sunt ca atunci când omul este în plin episod depresiv major și trauma a fost legată de locul de muncă, de familie, să nu ia atunci decizii, pentru că poți să le iei din depresie, din disperare, din suferință existențială, din răzbunare și să le regreți. Și atunci încerc să le spun, hai întâi să rezolvăm problema, dumneavoastră veți lua singur decizia, cele mai bune decizii de viață. Ideal este niciodată să nu îi spui pacientului ce să facă. Să-l îndrumi, să se sfătuiască cu familia, dacă acceptă un management al situației de familie, la locul de muncă e mult mai greu în zilele noastre să facem asta. Unii oameni ajung singuri la concluzia că vor să părăsească mediul. Și atunci, ca specialist, întotdeauna le-am respectat dorința. Chiar și atunci când eu am zis în sufletul meu, hai că poți, ai resurse, poate ar fi bine să, nu știu, chiar dacă eu sunt psihanalistă, facem un pic de terapie prin expunere, te duci acolo și faci față,
Dacă dorința omului a fost nu mai vreau, trauma a fost prea mare, nu-mi trebuie, l-am lăsat să piardă oricât a pierdut, na, că până la urmă e o pierdere și atunci în terapie managerăm pierderea. A fost invers, au fost situații în care a trebuit să manageriez cu familia, adică omul era foarte hotărât să renunțe ca să nu se mai confrunte cu trauma și familia nu putea să accepte. Na, era un loc de muncă bun, o căsătorie bună, etc. etc. Deci aș merge mereu pe dorința pacientului cu mențiunea că nu e o garanție pentru moment, tu pleci de la locul ăla de muncă sau pleci dintr-o relație nefericită. Să dea Dumnezeu să faci o terapie de succes care să nu te mai aducă în situații limită. Niciun loc de muncă nu trebuie să te aducă în situații limită, nici o căsnicie, relație. Nu trebuie să te aducă să demonstrezi tot ce poți până ajungi în burnout. Da, da, doamna profesor, dumneavoastră dați exemple, cum să zic, arhetipale. Sunt clare, dar sunt situații și am tot auzit, am discutat cu mulți oameni, au, de exemplu, părinții de adolescenți. Ei n-au cum să o încheie, ca să zic așa, până nu trece adolescența, care se prelungește cine știe cât. Și se confruntă cu situații, bun, m-a adus ăsta în stare de depresie, zic ei, da. Câte face, mi-e frică, deja am anxietate generalizată, că pleacă, nu știu când vine, stă numai pe telefon, anturajul e defectuos. Ce fac în acele situații? Că practic nu poți să o rezolvi, nici să zicem cum ar fi în celelalte cazuri printr-un divorț, nici asumându-ți o pierdere, că uite, domne, am încheiat. Ești acolo în mediul ăla și te lupți în continuare și el va dura ani, poate. Da, acesta este un exemplu particular pentru că, sigur, de recomandat este și terapia, presupunem că adolescentul acceptă o terapie individuală și managementul de caz, adică adolescentul împreună cu părinții. Dacă, Doamne ferește, decompensarea emoțională e atât de mare, pot să ia niște, un minim tratament pentru anxietate, pentru depresie, dar dumneavoastră aveți dreptate, până la urmă pastilele acestea reglează somnul, reglează starea de frică, reglează pofta de mâncare, dar nu rezolvă problema emoțională. Este un travaliu de lungă durată. Un travaliu de lungă durată pentru că, generic, ceea ce povestiți este pierderea unui copil simbolic, în sensul așa cum, na, fiecare vrea copil de 10 pe linie, intrat premiant și așa, și copilul este și el cum este, cu o dinamică mai particulară, face tot felul de năzbâtii, trece prin tot felul de stări emoționale și atunci părinții trebuie și ei ajutați să modeleze un pic această discrepanță dintre ce și-au imaginat și ce copil au, fiindcă poate au un copil cu multe calități, doar că sunt cu totul și cu totul altele și ei sunt orbi la orice altceva în afară de imaginea pe care ei au proiectat-o. Nu. Nu cred că poate cineva să iasă din rolul de părinte. Iar la noi, la români, că așa am pornit, eu am văzut mulți părinți care trec mult dincolo de limită, adică lasă de la ei și a doua oară, și a cincea oară, și a șaptea oară și vin cu ei la specialist și hai să mai încercăm, hai să-l mai salvăm o dată, facem tot ce putem. Eu n-aș reproșa nimic generic, așa, nu, n-aș lua cazuri particulare. Părinții noștri fac tot ce pot și cu un cost foarte mare. Poate alți părinți, în sensul de formații, în alte culturi și în alte gândiri, pun o distanță între ce e al meu, sufletul meu, viața mea și ce e al copilului mult mai repede decât facem noi românii. Mai avem timp foarte puțin, a trecut așa de repede în compania dumneavoastră. V-aș întreba încă despre două situații. Asta cu pandemia, cât putem de pe scurt, că poate mai facem o emisiune, două sau câte doriți în viitor și le mai dezvoltăm. Și de ce fac, de exemplu, copiii depresie? Deci sunt, se zice, copil cu depresie. Despre pandemie, mult s-a dezvoltat patologia
anxioasă și patologia fobică. Sigur că ceea ce se vede este fobia, anxietatea, agorafobia. Deci am paciente care au menținut terapie online, dar asta n-ar fi o problemă. Nu mai pot ieși din casă. Nu mai pot ieși din casă, zic că la pâine tot sistemul e cu cumpărături în online. Deci asta mi s-a părut cea mai tragică versiune, pentru că este un soi de nebunie lucidă, îmi permit să-l, mă rog, să folosesc termenul lui Pierre Janet, adică cel în cauză știe că îi se întâmplă asta și e horror ceea ce trăiește. Depresia legată de burnout-ul profesional vine mult mai repede, că nu mai poate să facă față la locul de muncă. Doamne ferește, au existat și episoade psihotice, când oamenii s-au baricatat psihotic în casă și au dezvoltat teorii conspiraționiste. Depresia la copii, aș merge pe două versiuni. Cea a unei heritabilități, asta neînsemnând transmitere ereditară, ci transmiterea unui fel de a fi, poate și doar preluarea unor modele de rol în diada mamă-copil, dacă mama este mai introvertă și copilul este mai sensibil. Și aș merge a doua dimensiune pe trăsăturile personalității premorbide, care pot fi mult influențate, adică încă la grădiniță, la școală, se pot modela bine în colectivitate de către niște educatori formați, mă refer aici la partea de psihoeducație, integrarea în colectivitate, socializarea în limitele, atribuirea de responsabilități. Deci aș merge mult pe acești copii timizi, sensibili, poate despre care părinții spun, vai, dar nu m-a supărat niciodată cu nimic, vai, dar ce copil bun a fost și totuși a ajuns să facă. Pentru mine ar fi un semn de întrebare și chestia asta, copilul care e prea cu minte acolo unde îl pui. Da, da, da. Păi, dacă o să doriți, extindem și la o altă emisiune. Timpul a trecut atât de repede, mai erau niște teme, dar adică derivate din problematica depresiei, dar poate le discutăm data viitoare, despre singurătate, despre aceste forme ascunse uneori ale depresiei. Uneori și eu mă mai joc cu termenii și spun că am depresie literară. Știu că scrieți și scrieți foarte bine. Vă așteptăm și la o emisiune în care să vorbim despre literatură și despre poezia dumneavoastră. Și cred că și asta e o formă de terapie uneori, scrisul și cititul. Să zicem că asta ar fi ultima întrebare, totuși să ne spuneți ceva și despre rolul scrisului, așa, și în viața dumneavoastră și în general în terapia. Rolul scrisului îl putem discuta, nu știu cum să zic, inclusiv din perspectivă istorică, să zic, gândiți-vă la ziariștii de război, Marta Gellhorn, oamenii scriau și în tranșee. Gândiți-vă la jurnalul Anei Frank, adică oamenii care scriu pentru a supraviețui. Dacă asta este, când viața te confruntă cu momente de criză existențială, cu creș pe imagine socială, războaie, catastrofe, a reușit să scrii este pulsiunea de viață, adică devine la limită, te lupți pentru supraviețuire. Restul exemplelor, scrii pentru că sublimezi și ai nevoie tu însăți, să scrii, să lași pentru ceilalți, să elaborezi teorii, fie în literatură, fie în partea, în domeniul profesional în care activezi. Sau, după cum știm foarte bine amândoi, pacienții sunt puși să scrie. Da. Sunt forme de terapie în care sunt rugați să descrie, fiindcă omul vine la terapie cu ceea ce are atunci, dar poate că o zi înainte a fost altfel și atunci sunt învățați prin scris. Jurnalul devine cel mai bun partener. Sunt pacienți care umblă cu jurnalul în brațe, pentru că jurnalul îi reprezintă pe ei. Am avut pacienți care veneau la studenții, îi invitam și ziceau, dar îmi permiteți să iau și jurnalul, uite, asta e tot ce am scris eu, îmi permiteți să arăt, pentru că se identificau cu ceea ce au scris. Mai puțin conta partea artistică, era importantă partea de trăire, acolo erau fragmente de eu care așteptau să fie reunită de cineva.
Mulțumesc mult și ca să dau și două exemple din literatură cu care să încheiem, Rebreanu, care a scris primul roman modern Ion, a bună bucată din cei 7 ani în care l-a scris au fost pe parcursul primului război mondial. Iar Pădurea spânzuraților, cel de-al doilea roman mare al lui Rebreanu, a generat de un fel de depresie cauzată de moartea fratelui său, care a luptat în armata austro-ungară și care a fost spânzurat. Deci iată cum se împletesc așa stările noastre psihologice mai extreme cu scrisul performant uneori și cu anumite pasaje de viață care devin literatură. Vă mulțumesc mult pentru prezență și a fost o încântare să vă mulțumesc avem. Și eu, chiar mi-am făcut plăcere. Așa a fost să fie. Am vorbit cum s-au legat gândurile, dar... Mi-ați adus aminte de anul 2 de facultate, când cu foarte, foarte mare drag veneam la cursurile dumneavoastră și chiar îmi doresc să veniți la o emisiune sau mai multe în viitor la care să dezbatem și alte subiecte. Am început așa cu depresia, că ea e deja un fenomen atât de serios încât ne dă fiori reci tuturor. Mulțumesc lui Daniel Dincă pentru asistența tehnică, mulțumesc lui Valeriu Barbu de la Radio Vocativ pentru că preia emisiunea în diasporă și ea poate fi ascultată în străinătate, mai ales în Italia, în fiecare duminică de la ora 19. Tuturor o sâmbătă frumoasă, bucurați-vă de viață și de starea de bine. La revedere!